Vom începe, vom demara evenimentul de lansare al programului de granturi pentru întreprinderile din industria turismului, receptor și intern din Moldova, și prezentarea campaniei de promovare a turismului în Moldova, fii oaspetele nostru. Suntem bucuroși să vă salutăm pe toți în sală și în special vreau să salut prezența tuturor partenerilor care contribuie în mod direct la creșterea acestui sector al turismului. În special îl salutăm pe domnul ministru, domnul Sergiu Prodan, acum când Ministerul Culturii este autoritatea principală a Guvernului Republicii Moldova responsabilă de politici, reglementări și implementarea acestora pentru domeniul turismului. Îl salutăm de asemenea alături de noi pe domnul John Riordan, directorul interimar al misiunii Agenției SUA pentru dezvoltarea internațională în Moldova, USAID fiind principalul partener strategic al acestei industrii de peste 10 ani. Și desigur ne bucurăm să avem în sală toți partenerii cu care colaborăm, atât în privința turismului, dar și în privința promovării brandului de țară, precum este organizația pentru Agenția pentru investiții, Agenția de Investiții din Moldova. De aceea îl salutăm alături de noi pe directorul interimar al Agenției de Investiții, domnul Ion Iordache. Și de asemenea, în sală avem colegii noștri de la Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului din Moldova, ODA, care deja este în fază destul de avansată pentru a se alinia acestui efort de susținere a industriei turismului. Ne bucurăm să salutăm de asemenea în sală directoarea Agenției pentru Intervenții și Plăți în Agricultură, AIPA, și echipa dumneaei, ținând cont că oferta turismului din Moldova este profund ancorată în spațiul rural și conectată la agricultura Republicii Moldova. Și de asemenea, desigur, este salutabilă și ne bucurăm să o avem alături de noi pe doamna directoare interimară a Oficiului Național al Viei și Vinului, cu care vinul Moldovei devine cunoscut pe plan internațional, iar cu aceasta și oferta de țară. De asemenea, în sală avem și echipa din domeniul privat, membrii Asociației Naționale pentru Turism Receptor și Intern, ANTRIM, operatori de experiențe turistice, gazde ospitaliere, ca și pensiuni și agropensiuni, dar și, nu în ultimul rând, salutăm prezența jurnaliștilor care au un rol extrem de important în promovarea imaginii turismului Republicii Moldova. Pe această cale aș vrea, pentru cuvinte de introducere, să oferim cuvânt în special și în primul rând domnului ministru al culturii, domnului Sergiu Prodan. Mulțumesc, mulțumesc Diana, stimați colegi, parteneri, dragi prieteni, stimați reprezentanți ai mass media, vreau să mulțumesc în primul rând pentru că ați dat curs invitației noastre la un eveniment atât de important. Astăzi asistăm probabil la cel mai important eveniment al anului în domeniul turismului, dar nici pe departe singurul și sper că celelalte evenimente care vor urma să-l bată pe acesta, cu toate că astăzi avem un eveniment considerabil și vreau să-mi exprim recunoștința și mulțumirea partenerilor noștri de dezvoltare, în primul rând USAID-ului, poporului american, care înțeleg și ne ajută în dezvoltarea domeniilor de perspectivă a vieții noastre, a culturii noastre, a existenței noastre, a economiei noastre, pentru că și economia, de fapt, face parte din cultura unei societăți. Din punctul nostru de vedere, bineînțeles, turismul este cel mai de perspectivă domeniu de dezvoltare, pentru că el ne dă posibilitate să oferim lumii întregi lucruri unicale. Autenticitatea și unicitatea sunt două componente esențiale pentru a câștiga, pentru a învinge într-o concurență. Dacă oferi lucruri care le mai oferă și altcineva, concurența este mult mai grea
și șansele sunt mult mai mici. Pe când ceea ce putem oferi noi, astăzi, deja ceea ce putem oferi noi, putem oferi doar noi. Și o știm cu toții, știm cu toții acest lucru. Probabil că nu mulți turiști în piața mondială turistică sunt interesați exact de ceea ce putem oferi noi. Probabil că un procentajul ar fi sub 1%, deci 0,09, să zicem, că nimeni n-a estimat. Dar dacă noi, prin comunicarea noastră pe care o să o facem, prin oferta noastră, o să ajungem la cei turiști care sunt interesați exact de oferta care o putem pune noi la dispoziție, economia în Republica Moldova va avea un impact extraordinar și numărul de locuri de muncă, salariile, impozitele plătite statului, cultura care se alimentează din aceste impozite, oprirea exodului populației, revenirea diasporei, toate aceste obiective pe care ne le dorim cu toții și le declarăm cu toții de fiecare dată, iată că turismul, dezvoltarea turismului, ne oferă răspunsuri la toate aceste întrebări. Eu vă mulțumesc și transmit microfonul mai departe să ajungem, să-i auzim și pe ceilalți și să ajungem la prezentarea proiectului. Vă mulțumesc, domnule ministru, și vreau să menționez rolul important pe care l-a jucat personal domnul ministru și echipa sa, inclusiv care este în sală, pentru că suntem în momentul în care turismul și activitatea în domeniul turismului este parte atât a strategiei naționale de dezvoltare a țării, a planului național, a programului național de dezvoltare și al planului de acțiune a guvernului, ceea ce de fapt ne dă speranță că există o încadrare de politici și activități. Spuneam și vreau să împărtășesc cu audiența simbolismul aflării în această sală a Muzeului Etnografiei și de Istorie Naturală și anume faptul, desigur că suntem într-o ambianță care redă ceea ce reprezintă experiențele autentice despre care vorbea domnul ministru, experiențele autentice în mediul rural, dar și pentru că în această sală, cu sprijinul USA din Moldova, a fost lansat brandul turistic Pomul Vieții, un brand de țară care a devenit un brand național, un brand internațional deja recunoscut. Exact în această sală, la fel 10 ani în urmă, se lansa și un alt brand notoriu, brandul Vinul Moldovei. De aceea, acest parteneriat strategic pe care industria turismului din Moldova îl are din partea Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională prin proiectele sale, inclusiv la moment prin proiectul de competitivitate și reziliență rurală, este un stimul pentru dezvoltarea antreprenoriatului și pentru o dezvoltare durabilă. Pe această cale îl invit pe John Riordan, șeful interimar al misiunii USAID, să ne împărtășească viziunea în această privință. Bună ziua! Minister Perdan, colleagues, I'm thrilled to be here today at the Ethnographic Museum to launch Moldova's tourism grant program and to kick off the Be Our Guest campaign. Bună ziua, vă mulțumesc, domnule ministru Prodan. Sunt foarte entuziasmat să mă aflu astăzi aici, la Muzeul de Etnografie și Istoria Naturală, pentru a lansa acest program de granturi Moldova Turistică și pentru a lansa campania de promovare Fii Oaspetele Nostru. I'll say that this is one of my family's favorite museums, and we come here quite often. And we're glad to partner with them too. Și trebuie să recunosc că este unul dintre muzeele mele preferate din această țară. Vin cu familia mea foarte des aici și sunt foarte bucuros că lansăm acest parteneriat exact în acest loc simbolic. It's also wonderful to see so many of our partners and recipients here today. We're proud to partner and work with you closely and look forward to more things in the future. Și mă bucur de asemenea să-i văd pe mulți dintre partenerii noștri și beneficiarii noștri și aștept cu nerăbdare să văd rezultatele acestui parteneriat care va continua. The tourism industry is an increasingly important pillar of economic growth, particularly in Moldova's rural communities, which is why USAID has been a proud supporter of tourism
in Moldova since 2013. Industria turismului este un pilon din ce în ce mai important a creșterii economice, în special în comunitățile rurale ale Republicii Moldova. Și din această cauză, USAID a fost un partener și un partener care a sprijinit cu mândrie această industrie în Republica Moldova începând cu 2013. And over the past decade, USAID has contributed to the renovation of 65 rural guest houses, helped 120 tourism enterprises to improve our operations, provided 110 tourism grants totaling more than $2 million, helped train 2,200 individuals in the sector to improve their skills demanded by the industry, assisted 37 wineries to establish or modernize wine tourism facilities. I've seen many, they're amazing, and helped develop over 400 kilometers of hiking and cycling trails, along with modernizing 20 tourism business websites. În acești 10 ani, USAID a contribuit la renovarea a 65 de pensiuni din zonele rurale, a ajutat 120 de întreprinderi din domeniul turismului de a-și îmbunătăți sistemul de operațiuni, a oferit granturi în turism, la peste 110 granturi în turism, pentru un total de peste 2 milioane de dolari, a asistat la instruirea a 2200 de persoane din sector pentru a-și îmbunătăți abilitățile care sunt necesare în această industrie, a oferit sprijin pentru 37 de vinării pentru a-și îmbunătăți infrastructura și moderniza infrastructura turismului vitivinicol și rezultatele sunt impresionante, le-am văzut eu însumi, și a ajutat de asemenea în elaborarea a peste 400 de kilometri de trasee de ciclism și drumeții și a ajutat la modernizarea paginilor web a 20 de afaceri în domeniul turismului. Our approach to the tourism sector has been closely coordinated with our counterparts at the Ministry of Culture, taking into account the private sector needs and the global trends in the tourism development. Abordarea noastră la dezvoltarea sectorului turismului a fost coordonată îndeaproape cu partenerii noștri de la Ministerul Culturii, în același timp luând în considerare necesitățile sectorului privat și tendințele globale în dezvoltarea turismului. We at USAID believe that Moldova has enormous potential to meet the demand for off-the-beaten-path and sustainable tourism destinations. Și noi la USAID credem cu tărie că Moldova are un potențial enorm de a prezenta ceea ce reprezintă destinații încă neexplorate și în domeniul turismului sustenabil. I've been lucky enough to enjoy many of these experiences firsthand with both my family and with colleagues here in Moldova. For example, down in Slobozia Mare, the boat trip that I took with some of my colleagues is very memorable. The honeys that are available across Moldova, amazing. Places like Regina Naturi and Casamiri, just spectacular. And the heritage varietals grown by places like Crama Mercest, really, really impressive. Și am fost destul de norocos să mă bucur de multe din aceste experiențe personal împreună cu familia mea și cu colegii mei aici peste tot în Moldova. Ca să menționez doar câteva, mi-amintesc cu drag de Slobozia Mare și călătoria cu barca de care m-am bucurat împreună cu colegii sau mierea delicioasă pe care am putut-o gusta la așa companii ca Regina Naturii, Casa Mierii și multe altele și de asemenea sorturile de patrimoniu pe care le-am degustat la Crama Mircești. And I looked directly at Alexei sitting across from me because my family had an amazing experience on the Nistru River where we kayaked for 3 hours and saw some of the most beautiful sights and the most peaceful and engaging periods of our time here. It was really amazing. Thank you. Și de asemenea mă uit în fața mea asta Alexei care ne-a bucurat foarte mult cu plimbările kayak canoe pe Nistru. A fost o experiență atât de pașnică și atât de liniștită, unele dintre cele mai minunate momente petrecute aici în Moldova cu familia mea. Today we're pleased to announce the availability of new grant opportunities for rural tourism and entrepreneurs through the USAID Rural Competitiveness and Resilience Activity.
Astăzi suntem bucuroși să anunțăm disponibilitatea unor noi oportunități de grant pentru antreprenorii din domeniul turismului rural prin intermediul proiectului USAID, Competitivitatea și Reziliența Rurală în Moldova. Through this new grant program, USAID stands ready to support Moldova's entrepreneurs and help the Moldovan economy further strengthen its resilience. Prin intermediul acestui program de granturi, USAID este gata să sprijine antreprenorii Republicii Moldova și să ajute economia Moldovei ca să-și consolideze în continuare reziliența. I would like to acknowledge and both express gratitude for the partnership between USAID and the Ministry of Culture, as well as the hard work of Antrim in supporting the industry and raising international awareness of Moldova as an emerging tourism hotspot. Aș vrea să recunosc și să-mi exprim recunoștința pentru parteneriatul dintre USAID și Ministerul Culturii și de asemenea apreciez eforturile asiduie ale Antrim în sprijinul industriei turismului și pentru că a promovat această Republica Moldova ca un punct de turism emergent pe harta globală. We are confident that Antrim's dedication and expertise will help drive the success of these grant opportunities and the overall growth of the tourism sector. Suntem siguri că dedicația echipei Antrim și experiența lor va ajuta să avem rezultate de succes cu ajutorul acestor oportunități de granturi și va duce la creșterea în general a sectorului turismului. We will work together to elevate Moldova as a premier destination, offering authentic experiences and creating lasting economic benefits for the Moldovan people. Împreună putem ridica Republica Moldova ca o destinație de primă importanță, oferind experiențe autentice și creând beneficii economice pe termen lung pentru poporul Republicii Moldova. Mulțumesc mult. Vă mulțumesc. Thank you very much, John. Thank you for your continued assistance and especially for experiences that you lived in Moldova and that you can share with the world, thus becoming an ambassador of Moldova's tourism offer. Pe această cale, vă rog, stimați colegi, să vorbim și despre această parte a promovării destinației turistice sub brandul de țară, dar și atragerea investițiilor atât de necesare, parte din care suntem și noi orientați de a stimula cât mai multe investiții din sectorul privat prin aceste programe de granturi și despre aceasta mai multe ne poate relata Ion Iordache, directorul general interimar al Agenției de Investiții din Moldova. Mulțumesc și bună ziua, domnule ministru, Mr. John. În primul rând vreau să încep pentru a mulțumi poporul american pentru aceste resurse financiare enorme după noi. Este un flux de investiții care noi îl vedem la Agenția de Investiții în industria turismului. În primul rând urmează ca să completeze sau să vină cu plus valoare la campania sau generată de noi Invest Diaspora, care vine să ajute să revină diaspora noastră acasă și vedem că apetitul investițional al diasporii este mai cu seamă în domeniul turismului. Mersi în mod repetat pentru acest fapt că ne ajută foarte mult. Următorul lucru este a crea acele profile investiționale pentru străini și da, acest grant ne ajută foarte mult a ne promova și arăta că suntem o destinație investițională bună pentru această industrie. Mersi mult în mod repetat. Și în ultimul rând, da, fii oaspetele noastre, o campanie care noi am îndrăgit-o foarte mult, înregistrată la Agenția de Investiții, ajunge la o nouă etapă și vreau să mulțumesc Ministerul Culturii și USAID pentru promovarea acestea, atât pe intern cât și pe extern. Deci un produs odată creat, aceste investiții odată ajuns în Republica Moldova, urmează a fi promovate pentru a fi acceptate sau absorbite de turiștii străini și noi trebuie să depunem efortul pentru a ne promova mai mult, accesa piețele țintă și a aduce mai mulți turiști la noi acasă. Mersi mult! Vă mulțumesc și eu, stimate domnule Ion Iordache, și pe această cale am încheiat partea de salut și cuvinte de salut și vom trece la, de fapt, miezul acestei întâlniri. Iar în acest context, de fapt, astăzi vom vorbi despre un echilibru. Un echilibru pe care ne dorim să-l atingem în dezvoltarea sustenabilă a industriei turismului și anume prin faptul că USAID, prin proiectul de competitivitate și reziliență rurală, în parteneriat cu Ministerul Culturii, cu partenerii guvernamentali, cu partenerii privați,
Ne propunem să lucrăm atât la stimularea ofertei turistice, adică a produsului național turistic, dar și la cererea, la creșterea cererii, la stimularea cererii pentru aceste experiențe autentice. Și de aici vom trece, de fapt, la condițiile și obiectivele pe care și le propune programul de granturi Moldova Turistică, atât de generic intitulată, dar care este perfect pliată pe obiectivele de dezvoltare strategică a guvernului. În acest context, da, și o să vă rog, Dan, să reacționați, facem o mică perspectivă de unde pornim, pentru că am zis avem 10 ani de experiență în spate în aceste parteneriate public-private și vedem turismul devenind o locomotivă de creștere economică în regiuni. Desigur, acest deziderat trebuie să fie probat prin cifre și prin anumiți indicatori de impact. Ceea ce vedem actualmente este că Europa, în care se regăsește Republica Moldova, a reușit să recupereze în 2022 peste 85% din cifra de afaceri pe care o avea în anul prepandemic. Situația în Republica Moldova prezintă și ea anumite semne de înviorare în 2022. Vedem o înviorare de aproape 80% din perspectiva încasărilor și din perspectiva vizitatorilor care sunt înregistrați în Republica Moldova. Am constatat că am avut peste 4,7 milioane străini care au traversat frontiera de stat, dintre care totuși aproximativ 2 milioane au fost cei care au rămas în Moldova mai mult de o zi și mai puțin de 90 de zile, cei ce ar încadra această categorie la definiția de turist. Și în același timp, contextul nefast, contextul dramatic din Ucraina, cauzat de războiul provocat de Federația Rusă, de fapt, ne indică că o parte din aceste cifre nu reprezintă altceva decât acea categorie de refugiați care a fost primită cu inima deschisă de moldoveni și care au trecut cu mult peste un milion. În același timp, moștenim o situație schimbată din contextul pandemic, și anume o altă tendință care demonstrează un interes mult mai mare pentru turismul domestic. Această creștere se probează și prin statisticile locale, care vedem de fapt o dublare și mai mult decât dublare a încasărilor și a circuitului de turism local, și desigur aici a fost și rolul campaniilor de promovare precum Ne-am pornit. Ce ține de creșterea economică, cât de valoros este industria turismului la dezvoltarea economiei Republicii Moldova? Dacă este să analizăm volumul de cheltuieli ale nerezidenților care s-au înregistrat în economia națională, vedem că acest volum este peste 740 de milioane de dolari, iar doar aceste cheltuieli au contribuit direct la aproximativ 4-5% din creșterea economică a Republicii Moldova din anul trecut, un an extrem de dificil din mai multe considerente. În același timp, Republica Moldova, grație acestor politici la care ne punem umărul prin consultanța strategică oferită autorităților, a progresat și în indicele de dezvoltare a turismului. Acest indice care este evaluat de Forumul Economic Global, Moldova intrând pe locul 77, un loc în progres cu 4 locuri, cu 4 poziții comparativ cu anul prepandemic 2019, ceea ce încă o dată demonstrează o continuitate în dezvoltarea strategică a sectorului, dar ceea ce este mult mai elocvent, inclusiv pentru proiectele finanțate de USAID și pentru inițiativele susținute de sectorul privat, avem un progres de 40 de poziții comparativ cu anul 2017. Și aceste lucruri nu ne fac altceva decât să dorim să continuăm pentru a provoca mai multă creștere. Da? Aici sunt doar câteva imagini care au condus la aceste istorii de succes despre care v-am vorbit. Am avut și campanii de promovare internațională, campanii de promovare locale. Continuăm?
dar și ceea ce s-a întâmplat în anul trecut, care a repoziționat Moldova într-o altă perspectivă. Acest capital de imagine, acest capital de notorietate creează un stimulent asupra cererii pentru serviciile, pentru experiențele turistice din Republica Moldova. Și de aceea, proiectul de competitivitate și reziliență rurală, analizând tot acest context global, regional, macroeconomic, dar și al mediului antreprenorial, vine cu acest nou program de granturi Moldova Turistică, pentru a solidifica acești 10 ani de parteneriat strategic pentru industria turismului. Și acum, despre ce este acest program? Acest program se orientează în special pentru a oferi sprijin, în special întreprinderilor mici și mijlocii din domeniul turismului, dar și în anumite cazuri unor organizații necomerciale care au activitate antreprenorială în legătură cu domeniul de turism receptor, fiind de asemenea un program destul de inclusiv pentru întreprinderile din regiunile precum Autonomia Găgăuzia sau solicitanții de pe malul stâng al Nistrului. Cine pot fi acești beneficiari, aceste IMM-uri, aceste organizații? În primul rând ne orientăm, desigur, spre mediul rural, spre regiunile Republicii Moldova, pentru a conduce diseminarea prin paradigma distribuției a valorii și a acestei capitalizări pe care o prezintă industria turismului și aceste cheltuieli ale nerezidenților spre mediul rural. Aceștia pot fi pensiuni, agropensiuni, case rurale, pot fi crame, producători artizanali de produse agroalimentare sau de produse de artizanat, meșteșugari, prestatori de servicii de agrement și cei care contribuie la formarea produsului și experiențelor turistice, parcuri și anumite zone naturale, arii naturale protejate. De asemenea, desigur, încurajăm și hotelele din Chișinău, unitățile de cazare din capitală ar putea să acceadă la acest program de granturi cu condiționalitatea că acestea se vor ralia la standardele de sustenabilitate. Așa cum menționa și domnul John Riordan, este un buget de granturi nemai văzut până acum, este un buget în premieră de 25 de milioane de dolari. De fapt, acest program de granturi a fost de lei, pardon, ar fi bine să fie dolari, da? 25 de milioane de lei, să fie certitudinea foarte clară în privința valutei, dar ceea ce vreau să spun este că acest program a fost conceptualizat pentru a fi cât mai organic posibil de a se plia pe specificul industriei turismului și pe necesitățile întreprinderilor din acest domeniu. Din această cauză veți vedea că însăși categoriile care sunt incluse în tipologia beneficiarilor care pot să acceadă la finanțările nerambursabile captează întreg acest lanț valoric și în categoria 1 vorbim despre întreprinderile care oferă servicii de agrement turistic, care însă nu au spații de cazare și deci nu pot capta pentru a înnopta turistul în mediul rural. Acestea pot să beneficieze de un grant de până la 400.000 de lei cu o contribuție de cel puțin 20%. A doua categorie se orientează pentru unitățile de cazare care au cel puțin 3 camere și până la 9 camere, până la 8 camere inclusiv și care pot să beneficieze de granturi de până la 600.000 de lei, de asemenea cu o contribuție care din nou este accesibilă acestora de 20%. În categoria 3 avem o altă tipologie de unități de cazare și aceasta de fapt vine să răspundă acelor tendințe de dezvoltare pe care le vedem din partea foștilor beneficiari ai proiectelor USAID. Și anume faptul că deseori aceste 8 camere sau 8 numere de cazare nu sunt suficiente, în special atunci când se fac anumite eforturi de promovare, dar și din perspectiva modelului de business. Și atunci proiectul înțelege necesitatea de a avea o concentrare a capacităților și infrastructurii de acomodare a turiștilor care să poată capta inclusiv grupuri de turiști străini și respectiv să le ofere
un sejur cu o valoare adăugată mai înaltă. Și în acest caz, în categoria 3, avem aceste unități de cazare care oferă inclusiv servicii de agrement și care dispun de până la 20 de camere inclusiv. Iată, pentru această categorie, nivelul maxim de grant pe care îl pot obține se ridică până la 1 milion de lei. În următoarea categorie intră acel profil al unui profesionist în domeniul acomodării, în domeniul organizării de servicii hoteliere și de agrement turistic. De ce nu aici vrem să captăm și să stimulăm inclusiv dezvoltarea de turism transformațional, de turism de wellness, de turism pentru recreere în natură. Și acesta pot să fie boutique hoteluri, pot să fie mai multe unități de cazare organizate într-un mod consolidat în mediul, din nou, rural, în afara capitalei Republicii Moldova și acestea, dacă au mai mult de 20 de camere, ar putea să postuleze pentru un grant de până la 1.200.000 de lei. În același timp, înțelegem că formarea unui produs turistic în Republica Moldova este parte și cuprinde un element de creativitate, de inovare, de a răspunde tendințelor pieței. Și aici suntem înclinați să invităm și să stimulăm tur operatorii, agențiile de turism care sunt specializate în incoming sau chiar dacă nu sunt specializați în incoming, să se specializeze, să dezvolte acest departament de incoming și ar putea să fie susținuți prin granturi în cadrul acestui program de până la 600.000 de lei. Vorbeam despre hoteluri. Pentru acest program de granturi avem un principiu și un fir roșu care ține de principiul de sustenabilitate sau această dezvoltare conștiincioasă în privința mediului, în privința personalului și a mediului social, cultural, dar și în privința orientării spre un model de business care este rentabil. Iată, aceste hoteluri care vor găsi acele mecanisme, inclusiv soluții digitale, de a implementa principiile de sustenabilitate, vor fi susținute de proiectul de competitivitate și dezvoltare rurală cu granturi de până la 400.000 de lei. Care sunt aceste direcții de finanțare? La ce ne orientăm? Aceste direcții de finanțare reprezintă și obiectivele strategice ale apelului de granturi. Ne orientăm spre crearea unei infrastructuri de ospitalitate care este adaptată la nevoile pieței și la standardele unui turist străin. Premiza, care este inclusă în programul de granturi, spune așa: acel produs și infrastructură, experiență turistică, care va fi apreciată de un turist conștiincios, de un turist străin din categoria țintită de Moldova, a călătorului cu discernământ, va fi un produs și o experiență turistică care se va plia inclusiv pe solicitările turistului domestic, mai mult decât atât, având un impact asupra educării turismului domestic. De aceea vorbim despre infrastructuri de ospitalitate în mediul rural și în regiunile în afara centrelor urbane. Crearea de produse și experiențe turistice autentice. Vorbeam despre adaptarea la cererea de pe piață. În etapa post-pandemică vedem o creștere a unui nou tip de turism. Turismul transformațional sau turismul bazat pe experiențe autentice. Din ce în ce mai mult turiștii caută prin călătoriile lor să contribuie la schimbarea lumii din jurul lor, să aducă un beneficiu comunităților pe care le vizitează și, nu în ultimul rând, să se transforme pe sine, să învețe lucruri noi și în urma fiecărei călătorii să devină un om diferit, un om mai cultural, mai extins, mai vast, integrat în mediul multicultural. Al treilea pilon al apelului de granturi ține de standardele de calitate și sustenabilitate. În acest sens, acest pilon se raliază la angajamentul de sustenabilitate pe care Ministerul Culturii și Consiliul Global pentru Turismul Sustenabil din auspiciile Organizației Națiunilor Unite cu susținerea proiectelor USAID de Moldova își propune să îl popularizeze și propage la nivel de industrie. Al patrulea pilon ține de impactul social, regional și turismul inclusiv, acesta urmărind obiectivul de a
de a crea activități în care includem cât mai mult comunitatea, în care toate categoriile de persoane au acces la serviciile de turism și în același timp suntem conștiencioși față de natură, față de mediul ambient. Și în final, nu există un turism și un produs turistic mai performant, cu valoare adăugată mai înaltă, dacă nu suntem în mediul online, dacă nu suntem digitalizați, dacă nu suntem accesibili și dacă nu inovăm, dacă nu suntem creativi. Iată o întrebare, de exemplu, vorbim despre turismul transformațional sau turismul experiențial. Săptămâna viitoare, în rezervația Orhiul Vechi, împreună cu Ministerul Culturii, va avea loc festivalul de muzică clasică în aer liber, Descoperă. Ce este acest produs turistic? Este un produs turistic doar turism cultural, pentru că avem concert, sau este doar un produs turistic de turism rural, pentru că are loc într-un sat din Moldova? Sau este un produs turistic de ecoturism sau turism sustenabil, pentru că suntem într-o rezervație și parc natural? Or, iată, aceasta este noua privire pe care o vedem conturată pe piața regională și globală. Acesta reprezintă un turism transformațional, un turism experiențial, pentru că un vizitator la Descoperă va avea parte de toate aceste experiențe într-un mix autentic și unic. Putem să mergem mai departe. Criteriile de evaluare a solicitanților în cadrul acestor programuri de granturi este unul destul de inclusiv, destul de larg și merge de la validarea aspectului economic, la validarea elementelor de responsabilitate socială, la capacitatea de management și implementare financiară, până la capacitatea acestora de a da înapoi, de a plăti înapoi pentru ceea ce luăm din comunitate, ceea ce luăm din mediu. Iată, o altă inovație a programului nostru ține și de privirea pe care o acordăm turismului inclusiv, egalității de gen și inclusiv orientarea spre a crea produse care devin sustenabile. Perioadele care sunt pentru, putem să mergem mai departe, perioadele care sunt propuse pentru depunerea dosarelor, din nou, sunt organic raliate la modul în care se dezvoltă și cât de mixată este acest portofoliu de potențiali beneficiari. De aceea noi înțelegem că sunt anumiți antreprenori care ar fi gata rapid să elaboreze o cerere de depunere a dosarelor și vor să capteze cât mai rapid acest sprijin pentru a consolida reziliența economică. Și avem și start-up-uri care au nevoie de mai mult timp pentru a se alinia la aceste programe. De aceea, programul de grantul cuprinde 3 etape de depunere a dosarelor. După fiecare dintre aceste etape de depunere a dosarelor, vom putea să selectăm și să evaluăm aceste dosare în comitetul de selecție. De aceea, invităm în special pe această cale întreprinderile mici și mijlocii interesați de acest apel de grant să se alinieze la un atelier de lucru explicativ care va avea loc pe 14 iunie, săptămâna viitoare, în centrul MediaCore, începând cu 10:00, unde vom putea da toate răspunsurile la întrebări și vom ajuta prin ateliere tematice aceste întreprinderi mici și mijlocii să se realieze la ceea ce înseamnă programul Moldova Turistică. Mulțumesc! Aici am încheiat, putem să mergem mai departe, am încheiat această primă parte a prezentării noastre. Dan, putem să schimbăm. Și așa cum vorbeam despre cerere și ofertă, iată, a doilea parte a agendei noastre de astăzi este campania sau relansarea campaniei Fii oaspetele nostru. Și aici o să-l rog pe domnul Prodan, ministrul culturii, să fie alături de noi. Microfonul este chiar alături de dumneavoastră pe masă. Și ne puteți spune în timp ce noi vom comenta împreună această lansare, din cauza că domnul Chistol este absent astăzi alături de noi și îi vom prelua această misiune. Da, dumnealui ține apărarea acum în Parlament în fața Comisiei Buget, de fapt în fața plenului Parlamentului, pe bugetul pentru anul trecut a Ministerului Culturii și pentru anul în curs. Dar aș vrea mai întâi să punctez câteva sau să transmit câteva mesaje importante vis-a-vis de tema de partea anterioară, și anume faptul că domeniul turismului este în atenția sporită a Guvernului Republicii Moldova
Și accentul care se va pune pe dezvoltarea turismului se va bucura de o foarte mare atenție. În acest sens, actualul program de granturi nu este singurul și nu este singur. Celelalte forme de subvenționare din partea statului a activităților, întreprinderilor mici și mijlocii și nu numai, și a primăriilor și a comunităților vor fi sincronizate. Și acest program va avea sarcina, de fapt, să identifice prin aplicațiile care vor fi făcute în aceste trei etape, să identifice zonele cu cea mai mare perspectivă potențial de dezvoltare turistică. Și iată, în aceste zone care vor fi identificate, dar asta înseamnă nu doar atracția naturală sau vestigiile care le putem pune la dispoziție, ci și nivelul de pregătire a comunității de a îmbrățișa această activitate. Pentru că nu poți dezvolta un business prosper în domeniul turismului într-un mediu agresiv sau într-un mediu care nu este prietenos. Și mediu înseamnă foarte mult. În primul rând, mediu uman, în primul rând, acceptul comunității. Și aici, acest program va avea sarcina educativă foarte mare de a pregăti și de a explica comunităților importanța și perspectiva acestui domeniu. Și pentru ca să nu fim declarativi chiar săptămâna viitoare, vom crea la Ministerul Culturii, sau Ministerul Culturii a preluat inițiativa de a crea o platformă interministerială de dezvoltare rurală, în mod special a zonelor cu destinație sau cu potențial turistic. Și pe această platformă interministerială, în afară de Ministerul Culturii și Turismului, turismul fiind în Ministerul Culturii, se vor regăsi, bineînțeles, Ministerul Economiei, prin programul ODA, care finanțează întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv în domeniul turismului, și iată, sincronizarea acestor finanțări este extrem de importantă. Va fi Ministerul Mediului, pentru că mediul ambient este extrem de important în dezvoltarea turismului. Va fi Ministerul Agriculturii, pentru că subvențiile în domeniul agriculturii în aceste zone vor fi specifice. Descurajarea, să zicem, a efectului doar economic a activității agricole și încurajarea activității agricole peizajistice, astfel ca să creăm un mediu atractiv pentru turiști și, desigur, disponibilitatea comunității în integral de a se concentra și a se dedica acestui domeniu. Pentru că, la fel cum a spus dumneavoastră, Diana, deci iată, pe exemplu, Descoperă, când putem aduce mii de oameni la un eveniment cultural, care, având posibilitatea să rămână peste noapte sau peste trei nopți pe durata unui festival, ar putea să aducă o plusvaloare enormă comunității. Dar și comunitatea trebuie să fie gata să facă față acestor posibilități. De aceea, noi vom merge pe dezvoltarea atâta ofertei turistice din partea business-ului, din partea întreprinderilor mici și mijlocii, cât și pe creșterea deci solicitării din partea turiștilor, astfel încât aceste evenimente culturale, care au demonstrat că pot aduna și turiști interni, dar și turiști de peste hotare, să aibă zone în care își pot desfășura activitatea și plus valoarea va fi mult mai mare. Totuși, Diana, iată, a venit și domnul Chistol. Sper că eu am vorbit lucruri importante și concrete și o să-l rog pe dumnealui să facă această prezentare, totuși. S-a pregătit mai bine Andrei decât Chistol, mine. Andrei Chistol, de la Parlament, direct la muzeu, pentru că ambele sunt importante. Mulțumesc, domnule ministru, și într-adevăr așa va fi, rolul de sincronizare este extrem de important. Andrei, noi să schimbăm slide-urile, tu poți să preiei de aici prezentarea campaniei sau relansarea campaniei Fii oaspetele nostru. Da, mersi mult, cer scuze în primul rând pentru întârziere. Da, într-adevăr, ceea ce ne propunem noi acum
Sper că și prima parte a prezentării a fost destul de importantă, pentru că ceea ce este important în cazul Republicii Moldova este cum creăm noi oferta turistică națională, cum dezvoltăm produsul turistic național și mai departe cum îl promovăm. Ori în cazul promovării este necesar într-adevăr să avem o abordare sustenabilă atunci când vorbim de campaniile de promovare, atât pe intern cât și cel mai important pe internațional. De aceea, acele campanii care deja și-au demonstrat viabilitatea, care au contribuit la o generare a unui interes mai mare față de dezvoltarea turismului în Republica Moldova, ele trebuie promovate și trebuie dezvoltate. De aceea, acest slogan al Fii oaspetele nostru și această campanie, într-adevăr, este un îndemn a tuturor celor care vor să viziteze Republica Moldova sau vor să descopere Republica Moldova să o facă prin această campanie și noi sigur că ne vom orienta atât pe piața europeană cât și pe piața internă. De aceea, și acele instrumente deja care sunt campania Ne-am pornit, pe care iarăși noi o vom continua ca unul din instrumentele importante de promovare a turismului intern, pentru că avem destinații importante, avem localități extraordinare și lucrul ăsta trebuie de a fi promovate. Și respectiv, prin această campanie vom îndemna toți cei care vor să viziteze, să descopere Republica Moldova, să meargă în aceste localități extraordinare. Pe lângă acele instrumente care deja le avem, am elaborat și un ghid al călătorului, care va fi pus la dispoziția tuturor celor care vrea să descopere Republica Moldova. Aici vom lucra și pe domeniul digital, vom încărca cât mai mult conținut pe platformele digitale, astfel încât toți cei care vor să meargă în aceste destinații, într-adevăr să le poată găsi mai simplu și să poată utiliza acest instrument extraordinar. Precum și alte instrumente, spre exemplu, de booking, pe care deja îl avem și trebuie să-l dezvoltăm în continuare. Avem foarte multe destinații care au un potențial extraordinar de turistic, dar încă nu sunt atât de accesibile atât turiștilor locali cât și celor europeni. De aceea, noi ne vom focusa și pe acest componentă importantă, la fel cum ne vom focusa și pe a descoperi sau redescoperi acele destinații turistice care le avem deja în Republica Moldova, care sunt populare, dar care au nevoie de o popularizare mai mare. Sigur că un focus mare în această campanie Fii oaspetele nostru îl vom acorda și conform și rezultatelor studiului de segmentare realizat de Agenția de Investiții în domeniul turismului, ne vom focusa pe țările din vecinătate. România, în cazul respectiv, va fi o țară țintă pentru turiștii care vor veni sau care trebuie să vină în Republica Moldova să descopere această țară. De aceea, noi prin această campanie inclusiv vom promova evenimentele culturale naționale, internaționale care se desfășoară aici și iată, un prim eveniment îl vom avea săptămâna viitoare, acel festival extraordinar de muzică Descoperă. Vom crea un triunghi important al operei lirice din trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina. Vom avea la Descoperă trei țări, trei opere participante, opera de la Odessa, Iași și Chișinău, care vor fi prezente aici. De aceea și campaniile, și această campanie va îndemna turiștii să vină la aceste evenimente, să descopere acel potențial cultural turistic și împreună să ne pornim într-o nouă campanie, într-o nouă redescoperire a Republicii Moldova. Și dacă, da, spotul dacă.
Da. Fiți oaspeții noștri și haideți să descoperim Republica Moldova. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Andrei. Deci, practic, iată, aceasta a fost cele două mari noutăți pe care am vrut să le împărtășim, dar de fapt am vrut să le deschidem pentru a avea cât mai mult efort comun, conjugat în implementarea acestora, pentru că așa cum dansau acele mămăligi în jur, așa cum dansează hora în jur, un succes nu se face decât prin o conjugare de efort. Pentru presă și pentru audiență, astăzi în sală avem de fapt câteva din exemplele care sunt elocvente pentru felul în care acest echilibru între cerere și ofertă lucrează și aceste patru istorii de antreprenori de succes în domeniul turismului vor fi aici și ar putea să răspundă întrebărilor dumneavoastră. Haideți să vedem. Unul dintre ei este Rodica Rusu. Rodica, am aici cu noi. Cred că s-a desprins sau vorbește sau dă un interviu chiar acum. Rodica Rusu este exact cazul care se numește o investiție în turism într-o localitate care nu avea deloc, să zic așa, un circuit turistic. Rodica vine alături de noi. Rodica este din Telița, exact pe malul Nistrului și cu suportul USAID a dezvoltat o pensiune care oferă și experiențe turistice și aș vrea să-ți spui experiența ta atât în accesarea granturilor din partea proiectelor USAID, dar și cum ai trăit această transformare la nivel regional. Puteți să luați loc. Mulțumesc, Diana, mulțumesc. Într-adevăr, a fost o experiență și a fost o transformare, pentru că suportul USAID a început... Da. Noi suntem la curent și ținem pune pumnii mulțumim. Pe dumneavoastră și să venim neapărat. Noi vă permitem, domn ministru. Deci, colaborarea noastră cu USAID a început în 2019, când, disperați deja, am aplicat la câteva, sau în câteva runde am încercat să accesăm fondurile naționale, nu am avut spre regres succes și atunci când am fost contactați de USAID și am fost informați că, iată, voi ați fost preselectați, noi o să venim să vă vizităm, să vă cunoaștem și posibil că veți fi susținuți de noi. De fapt, așa și s-a înființat agropensiunea sau casa rurală, casa de oaspeți, la Bocana. La Bocana așa este o denumire a zonei, pentru că din acele zone se extragea piatra din care este construită cetatea Bender și din cauza Boca, așa și s-a numit la Bocana. Așa am numit și agropensiunea noastră. Deci, eu mă bucur în mod special pentru că am cunoscut lume frumoasă. Am avut deci doar o susținere financiară. Am intrat într-o nouă familie, am avut susținere, deci a fost o colaborare foarte caldă, mentori care ne-au ajutat să elaborăm designul, să lucrăm, să selectăm cu mare grijă fiecare, nu știu, un lucru care era procurat. Ne-au ajutat să elaborăm brandbook-ul, să elaborăm site-ul, să deschidem, să ne promovăm, să devenim membri Antrim. Am avut susținere prin trei etape, deci primul concurs de grantul care l-am câștigat, după care au fost încă două runde de susținere, runde închise pentru beneficiarii de granturi de la USAID, astfel încât la moment avem în dotare două bungalouri din lemn, avem trei odăi pentru cazare în casa de oaspeți, de asemenea, cu USAID au fost amenajate zone pentru barbecue, zone de odihnă, loc de joacă pentru copii, mini-piscină pentru familii, de asemenea, cu copii, biciclete pentru drumeții. Am lucrat de la zero și astăzi putem să zicem că suntem și noi o mică experiență, suntem pregătiți să primim oaspeți, să oferim calitate, să oferim experiență noastră și altora. Chiar suntem niște norocoși, niște fericiți că am intrat în mica, marea noastră familie USAID din Republica Moldova și suntem fericiți că am făcut o familie frumoasă și în Antrim, pentru că permanent avem și un grup închis al nostru, permanent ne dăm informații, ne susținem, ne promovăm și este un lucru enorm de mult. Deci, ceea ce a făcut USAID pentru noi, micii visători
în domeniul turismului a fost enorm de mult. Acum deja Moldova are un pic de experiență. Cu câțiva ani în urmă, noi toți eram începători. Toți am luat-o de la zero și doar din niște vise pe care le-am realizat cu suportul acestui program important pentru Republica Moldova. Mulțumim și aplauze! Fiți oaspeții noștri la Bocana, în Telița! Mulțumesc mult, Rodica, într-adevăr, avem aici alături de noi, de exemplu, unul din mentorii aceștia la care se referea Rodica, este Dumitru Cărbuni, care nu a fost la Bocana, dar a fost unul din mentorii care a mentorat mai multe asemenea start-up-uri. Haideți să vedem ce alte istorii o avem alături de noi pe Liliana Buzilă, din nou, care a construit o agropensiune, o pensiune rurală, practic de la zero, într-o luncă plină de floricele, a apărut Casa Rândunicii. Care a fost experiența ta în colaborare și în implementarea granturilor oferite de USAID și ce a fost cel mai util pentru tine? E greu să spun ce a fost cel mai util, pentru că absolut tot din această colaborare este util, dar eu vreau să menționez faptul că, deci vreau să accentuez că eu aici reprezint, de fapt, două pensiuni din cele 65 menționate de dumneavoastră, deoarece Casa Rândunicii pe care o vedeți este, de fapt, visul meu personal realizat, dar cu suportul USAID a cunoscut o dezvoltare foarte frumoasă și agropensiunea Casa Verde, care este pensiunea părinților mei și care se dezvoltă din anul 2004. Deci noi, cumva, suntem într-o continuitate frumoasă și înregistrăm niște progrese frumoase, grație inclusiv suportului enorm de mare USAID, și aici vorbesc despre suportul financiar, despre consultanță, despre insistența consultanților de a conserva, de a ne învăța să conservăm ceea ce de fapt ne definește pe noi ca popor, și este vorba despre covorul moldovenesc, bucătăria tradițională, prosopul. Casa Rândunicii este visul meu frumos devenit realitate. Acest vis s-a construit în 3 ani, deci am început de la zero. Aici, doamna, vreau, de la Bocana, vreau să vă spun că acum am conchis că sunt mai norocoasă decât dumneavoastră, pentru că eu am reușit să obțin și susținerea partenerilor AIPA și mulțumesc pe această cale. Deci am reușit să accesez și fondurile locale. Suntem, Casa Rândunicii este prima pensiune din Moldova care a aplicat la subvenționarea în avans și a fost eligibilă. Vă mulțumesc enorm pentru că, într-adevăr, realizați vise și Casa Rândunicii a prins aripi și se dezvoltă frumos și lent. Iar Rândunica, de la care a pornit denumirea, de fapt, casa, eu am mai vorbit, casa și-a ales numele, anul acesta a revenit în același loc și și-a făcut cuibușorul. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult. Fiți oaspeții noștri! Mulțumim foarte frumos, Liliana, și într-adevăr această sinergie pentru startup, deci această încredere în startup, ulterior deci deschide calea spre noi oportunități de finanțare, inclusiv locale, deci această sinergie despre care vorbea domnul ministru este atât de frumoasă. Și pentru că zilele trebuie umplute cu experiențe și trebuie să fie trăite din plin într-un mod cât mai viu, îl avem cu o istorie de succes, deci pe Alex Guțaga de la Kayaking. Haideți să schimbăm și să dăm cartonul. Dan? Dan, schimbă și cartonul. Deci, da, următorul. Înapoi. Iată, kayakul. Îl oprim acolo. Deci, Alex, cum a fost pentru tine și ce sfaturi ai da, iată, acelor beneficiari care s-ar gândi să depună dosarele pentru acest program de granturi din experiența ta? În primul rând vreau să spun că suma aceasta este mult mai mare. Deci nu că mi-ați dat bani cineva, dar eu am participat la acele evenimente care s-au creat deja, eu mă țin minte când în anul 2013-2015 a fost un eveniment când Joc Delf povestea despre produse, că da, soft adventure, faceți aici, ia, că potențial. Și eu atunci am fost pe acolo, nu aveam nimic în spate și ascultam ca un student.
Acum, noi suntem cea mai mare bază turistică, nu doar în Moldova, pentru kayaking, dar și în Ucraina, și în România, și în Bulgaria. Deci noi avem pentru kayakuri pentru 250 de oameni. Problema noastră a fost, noi am definit ca scop să aducem 1000 de turiști pe zi. Scop, pe Moldova, la noi. Și ca pentru să atingem acest scop, kayakurile noastre au fost sovietice. Deci vechi, deci și străini, turiști care se uitau la ele, ce-i cu asta? Deci nu înțeleg, goodbye. Și noi am avut nevoie să cumpărăm kayakuri de astea moderne, care arată foarte bine și am căutat foarte atent. Un kayak bun costă 3.500-4.000 de euro, un kayak foarte bun. Deci noi am ales așa kayakuri ca a noastră să nu fie mai rele. Dar și, și totodată aceste imagini cu kayakuri de tip noi, acea promovare și acea susținere, deci ținte unde se investește timpul, unde se face efort, ca fiecare client care se adresează să fie deservit, parcă doar el este acel care noi îl deservim. Și că el se simte foarte pozitiv, ca să plece de la noi foarte încântat și să vrea să revină. Și noi această strategie ca fiecare client să fie dus de la până la, noi am făcut-o și în mare parte ce am făcut noi a fost cu ajutorul ideilor și foarte multe evenimente online care se fac și foarte puțini oameni intră, din păcate, dar acolo se vorbește despre o necesitate de un sistem de comunicare, de un CRM. De exemplu, noi am implementat singuri, vă recomand cu drag și insistent, ca orice om care se adresează la voi, voi să nu-l pierdeți. Numărul unu problema care turistul vine, el e imposibil să face comandă, el e foarte greu să găsească, să rezerveze, să fie sigur că el are unde să vină. Asta e ceva simplu, da? Mergem mai departe, comunicare, cum noi pe intern, cum noi pe extern. Și acest ajutor, eu iarăși vreau să spun foarte mare mulțumesc, el a fost mult mai mare decât simplu kayakuri și noi foarte tare apreciem. A fost o valoare foarte mare și nu doar pentru mine, ci pentru țara întreagă. Și vom continua să mergem mai departe. La noi planul este ca să facem 7 baze de lungul Nistrului, să poți lua kayak într-un loc și să mergi în altă poți să lași și te întorci cu bicicleta și să fie o destinație numărul 1 pentru family adventure travel. Și noi credem că Nistru și Moldova este exact best country in Europe to do that. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Pe această cale, vedeți, Moldova are mult mai multe și atât aceste elemente de experiențe turistice, natură, de aventură, unesc și malurile, unesc și regiunile, unesc și oamenii, de aceea turismul are un rol mult mai mare decât acel economic, are un impact social, un impact strategic de a ne aduna pe toți să fim mândri de țara noastră. Pe această cale vreau să vă mulțumesc tuturor care ați fost alături de noi până la această oră, să reiterăm deschiderea și invitația către toți beneficiarii să participe la atelierele de lucru din 14 iunie, începând cu orele 10 în centrul Mediacor, pentru a afla din aceste lecții, din toate explicațiile proiectului, din îndrumările de la Antrim, ca să depună niște dosare de succes. Vă mulțumim foarte mult și fiți oaspeții noștri să descoperim Moldova!